Vă văd chiar aici pe stadion, vă ocupați de treabă în mod direct. Da, muncim și când muncim trebuie să fim, să avem costumația adecvată, dar suntem pe ultima sută de metri, nici 24 de ore nu ne mai desparte de la startul acestui mare eveniment, Festivalul de Jocuri și Reconstituiri Istorice. Sunt o grămadă de surprize pentru oameni, sunt concerte foarte bune cu numele cele mai importante din muzica românească actuală. Aș vrea să le faceți o invitație celor care încă sunt nehotărâți și de ce nu și turiștilor care vin la mare pe litoral de 1 mai. Cei care mă cunosc de 8 ani de zile, moment în care am organizat multe activități, eveniment la care au participat zeci de mii de oameni, să aibă în continuare încredere în mine și cei care nu au participat niciodată la un eveniment organizat de mine, îi rog să încerce și nu o să le pară rău, cu siguranță vor veni și anul viitor și anul viitor și de fiecare dată. Și o întrebare puțin mai personală, dintre toate cele care urmează să fie aici la Megidia, la ce stați cu gândul cel mai mult? Ce, eu știu, artist sau moment al evenimentului? Dacă ar fi să alegeți unul singur? Păi n-am cum, pentru că fiecare moment din acest festival are, cum să spun, istoria lui, are frumusețea lui, deci mie îmi place totul, pentru că am lucrat la fiecare detaliu și totul este de o calitate și de o, cum să spun, de un nivel ce va satisface și cele mai pretențioase gusturi în materie de spectacol, în materie de evenimente culturale, din toate punctele de vedere, cu siguranță oamenii la sfârșit vor spune că a meritat să facă efortul, chiar dacă știu că unii dintre participanți vor bate probabil sute de kilometri să vină. Îi aștept cu drag și nu o să le pară rău. Gidia, n-am mai văzut așa ceva cu siguranță până acum. Spuneți-le ce le pregătiți celor care vin aici și nu numai lor, ci și turiștilor care vor veni cu siguranță pe litoral și vor auzi de evenimentul ăsta. În primul rând trebuie să discutăm că ce se va întâmpla la Megidia este un proiect unic în România. De ce este unic? Toți ne-am obișnuit cu festivaluri orășenești sau festivaluri populare care au doar două componente sau maxim trei componente. De data aceasta la Megidia este un concept nou de eveniment pentru public. Un eveniment care ne induce oarecum sau ne duce, ne plimbă prin istoria României. Festivalul de tradiții istorice și reconstrucții de lupte istorice, DAPIX, ce se va întâmpla la Megidia începând de mâine, prevede o serie de spectacole pentru public, bineînțeles realizate de diversi actori, diverse scenete din diverse bătălii. Pe lângă partea asta de istorie și tradiții care va fi pusă în valoare în fața publicului, bineînțeles că am fost invitați și noi ca și Asociație Profesională de Gastronomie, la fel să ne lipim de tematica evenimentului. Am decis să venim și noi cu trei instrumente care le putem numi istorice, ceaunul, proțapul și grătarul, și bineînțeles vom pune în valoare niște preparate care să fie în ton cu evenimentul care va începe de mâine. Nu vorbim despre meniu, pentru că discutăm despre asta cu altcineva, dar aș vrea să vă întreb ce e special la ceaunele astea și la grătar. Am văzut grătarul este imens, cât în cap, ce puteți să puneți pe el odată, să zicem? Da, începând cu această poartă, care este de fapt o construcție modernă, dar care conține piese vechi, în sensul în care noi trebuie să înțelegem că gastronomia este un spectru mult mai larg decât a face doar niște rețete sau a ne orienta pe Google despre anumite rețete. Gastronomia cuprinde și parte istorică, cuprinde și parte tehnică, cuprinde și tot ce ține de parte de școală. Deci este un spectru mult mai larg decât îl vedem noi de obicei când ne limităm doar la un preparat în farfurie sau doar la o rețetă. De exemplu, avem niște ceaune care au făcut istorie la noi. Sunt ceaune construite la Reșița în anii 40. Au început de prin anii 30, dar ce am reușit noi să achiziționăm sunt din anii 40, o fontă specială. La ora actuală putem spune că din toate instrumentele de gătit de pe piața din România au rămas cele mai bune. Doar este mâncarea mai gustoasă în ele? Asta ne interesează până la urmă. Ce se întâmplă? Au o inerție la căldură mai lungă, sunt mult mai elastice, este o fontă elastică, rezistă la transport, rezistă la șocuri, la șocuri termice, ceea ce este foarte important pentru noi ca bucătari, să ne bazăm pe niște scule trainice și scule care
își fac treaba ca la carte. Tehnic vorbind, câți oameni vor fi implicați în toată această operație de preparat aceste bunătăți? Pe partea de show, noi am venit cu o echipă care va însuma undeva în jur de 7-8 bucătari, iar pe partea de meniu, Cristi are o armată impresionantă, deci vor fi în jur de 60 de persoane. Și dacă în câteva cuvinte ne puteți dezvălui ceva despre show-ul pe parte de bucătărie? Revenind la instrumentele noastre de bază cu care vom face show, deci aici se vor face mai multe preparate la ceaun. Am adus un proțap pe care noi l-am construit și cel mai mare proțap din România, dar bineînțeles are și el ca și instrument, componente istorice. Noi l-am definit Taurus pentru că când l-am inaugurat am prăjit simultan doi tauri care aveau un jur de 500, unul avea 550 și unul avea 450 de kilograme. Deci o tonă de carne odată. Da, da, o tonă de carne odată. De data asta vom face un taur în simultan cu doi berbeci în fiecare zi. Și mai avem cel mai mare grill din România, pe care noi l-am numit Goliat. Goliat pentru că trepiedul are 6 metri înălțime. E un grill care și ca suprafață e destul de mare. Noi prăjim în jur de 70 de kilograme de carne odată pe el. Pregătiți mâncare pentru 100.000 de oameni în astea 4 zile. E o armată de oameni care vine să fie hrănită aici la noastră. Ce le pregătiți? Ce vor putea să mănânce cei care vin? Am pregătit o gamă destul de diversificată, cum vă spunea și colegul Radu. Pe această cale, în primul rând, aș vrea să-i mulțumesc că s-a alăturat. Și revenind la meniu, vom avea guiaș la ceaun, vom avea pastramă la ceaun. Pe partea de ceaune, pe partea de plite și grătare, am pregătit la fel un meniu destul de vast. Vom avea tot ce înseamnă minuturi. Aici piept, pulpe, ceafă și așa mai departe. Vom avea trei feluri de pește. Vom avea păstră pe plită. Nu știu, la fel încercăm să facem ceva un pic mai aparte, să o ducem spre tema festivalului, ca să spun așa. Vom avea saramură de crap, vom avea somon cu legume și pastramă la grătar. Cu siguranță oamenii care vin aici vor veni și să vadă show-ul, eu știu, războiul dintre daci romani și așa mai departe. Ce le pregătiți ca și rețete care să ne aducă cumva aminte de acele vremuri? Eu știu, eventual o rețetă mai veche sau ceva mai interesant care se pregătea, de ce nu pe aceste meleaguri chiar și acum 2000 de ani? Așa am gândit meniul în așa fel încât am reinterpretat, ca să spun așa, poate e puțin cam mult spus, reinterpretat, tot meniul va fi gătit și va avea gustul de pe acele meleaguri. Iar din nou pe partea puțin revin la partea meniului, vom avea și partea pentru noi tinerii, ca să spun așa, am pregătit un alt fel de hamburger, ca să spun așa, tot pe plită și mai multe detalii, ca să zic așa, mai mult sau mai puțin vă mai pot da, dacă vreți, legat de cum se face și... Aș vrea să ne spuneți ceva pentru o rețetă, pentru că avem aici un grătar în spate imens. Ne spunea domnul Zănescu mai devreme că veți avea un taur și niște berbecuți pe el în același timp. Omul care vine, ce mănâncă? Mănâncă numai carne, are și legume, are și băuturi. Ce va avea, cu ce va acompania toate aceste cărnuri și bunătăți? La toate aceste bunătăți, ca să spun așa, va avea trei feluri de garnituri, dintre care unul dintre ele și legume. Am pregătit o gamă destul de vastă de tot ce cuprinde sosuri. Avem nenumărate sosuri, la fel, respectând tradiția și tema acestui festival. Și ce vreau să vă zic este pentru tineri, am pregătit acel hamburger care noi credem că va fi, să zic, surpriza festivalului. Pentru că este un hamburger gătit, preparat, atât preparat cât și gătit, ca la acele vremuri. Bun. Și o ultimă întrebare, cel puțin din punctul meu de vedere, cu câți bani trebuie să vină buzunar omul care mănâncă aici? Între cât și cât vor fi meniurile? Meniurile vor fi undeva între 15 și maxim 25 de lei. Nu cred că s-ar 25 de lei. Aici, în aceste sume, intră absolut tot,
mai puțin băutura.